Vă salut, prieteni, un pont pe zi, așadar, iată că au rămas mai puțin de 24 de ore până la marele meci România-Polonia. Chiar este un meci foarte important, nu întâmplător l-am discutat toată săptămâna, un meci de care sperăm noi să nu depindă soarta calificării, pentru că nu văd cu ochi foarte buni această întâlnire. Vom vorbi despre partida România-Polonia, o să analizăm această întâlnire și v-am pregătit niște cote interesante, o cotă de 1,70 și 3 pentru această întâlnire. O să vă spun imediat și care este pontul. Avem ponturi pentru partidele din preliminarii, pentru toate partidele din preliminariile campionatului mondial zona europeană și acolo sunt cote mari, undeva la 1,60, 1,80, chiar și peste 2 avem cote, o cotă de, vă spun imediat, 2,55 la întâlnirea Irlanda de Nord de Azerbaijan. Avem partide din celelalte competiții și, bineînțeles, biletul zilei. Haideți să începem și să povestim puțin despre toate acestea. E bine, vom discuta despre toate acestea împreună cu colegul meu, Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dane! Salut, pariori! Iată, mai avem foarte puțin și o să aflăm cum trebuie să procedăm după nefericitul meci cu Polonia. Cel puțin asta este părerea mea. Meciul zilei Unibet este astăzi România-Polonia. Cotele acestei partide sunt aproape neschimbate. 3 pentru victoria României, 3,15 pentru un rezultat de egalitate și 2,50 pentru un rezultat total nefavorabil. 9 victorie Polonia la 2,50, cred că dacă cineva ar paria și ar pune 100 de lei, câștigul ar fi unul considerabil, 250, o reușită notabilă. E bine, casele de pariuri au mai schimbat ceva și o să vă spun chiar acum despre ce este vorba. În zilele anterioare, casele de pariuri au tot ajustat cota pentru X-olist, au scăzut-o, lăsând impresia că este foarte posibil un rezultat de egalitate. E bine, astăzi au umblat un pic și la cota pentru 1-solist. Nu este cazul Unibet, care a ținut cota la 3, însă alte case de pariuri au ajuns la 2,95, 2,93, 2,97, au mai scăzut un pic pe 1-solist, însă cred eu că nu ar trebui să ne inducă în eroare acest lucru, ci să privim în ansamblu, imaginea de ansamblu indicându-ne o favorită clară în acest meci, și anume Polonia. Sabin, avem pe micul ecran și cotele pentru alte pariuri, zic eu, toate cu șanse reale de reușit. Am încercat să dăm variante cu cote mari. Hai să discutăm un pic despre șansele ca aceste pariuri să iasă câștigătoare. Spre exemplu, uite, avem gol Lewandowski. Da, e pariul la îndemână, gol Lewandowski. Spuneam și aseară, are 40 de goluri la națională, cât întreaga reprezentativă a României, cât toți jucătorii convocați la națională. E pariul la îndemână și pare logic această variantă, dar am văzut și la campionatul european, în gândirea tactică a polonezilor, Lewandowski este fără îndoială atacantul de care se leagă cele mai multe speranțe, cele mai multe așteptări, dar în aceeași măsură, uneori, pe parcursul jocului, Lewandowski devine omul care trage după el fundașii adverși, în sfârșit liniile adversarilor, pentru a face loc altor jucători. Acesta este și motivul din care la campionatul european am văzut evoluții foarte bune a lui Blașikovski venit din linia a doua. Să spunem că Polonia joacă într-un 4-4-2 cu doi atacanți. Exact. Da, e una dintre puținele naționale care mai folosesc această formulă, pentru că are jucători pliați pe acest stil de joc, cu o linie de mijloc solidă, dar în același timp tehnică. O defensivă care urcă destul de des, dovadă că a și încasat destule goluri. Polonezii au un stil de joc mai german, așa, dar pe partea defensivă, în linia de apărare, lucrurile nu sunt chiar în ordine. Să știi că eu la campionatul european, legându-mă de ceea ce spui tu cu defensiva, am apreciat defensiva poloneză, care mi s-a părut una extraordinară, mai ales prin implicarea și disciplina tactică pe care a dovedit-o. Da. Da, la campionatul european a fost oricum o altă discuție. În aceste meciuri preliminare se pare că polonezii au schimbat
Dacă ar fi așa, o altă discuție, atunci probabilitatea ca Lewandowski să marcheze ar fi mult mai mare, pentru că în aceea aminte presiunea la campionatul european l-a cam împiedicat pe Lewandowski să se exprime la adevărata sa valoare. 2,40 este cota pentru un gol Lewandowski, dar o cotă și mai bună pentru două goluri Lewandowski, o cotă de 8,50. Am uitat să vă spun, în afară de biletul zilei, cel de cotă 2, care azi e de fapt 1,95, am aproape de 2, am reușit să facem biletul, mai avem un bilet de cotă 8 și o să vedeți pe finalul emisiunii care este acesta. România ar putea să abordeze partida cu destulă prudență, în altă, eu știu, ipostază în care s-ar putea găsi totuși tricolorii, ar fi ca această prudență să fie uneori lăsată la o parte și tricolorii să încerce să pună totuși mai multă presiune pe adversar. 4-1-4-1 este informația de ultimă oră pe care o avem din ziarele de sport, din gazete și din ProSport. Inițial a fost varianta 4-2-3-1 cu doi închizători, doi jucători ceva mai defensivi care sprijină linia de apărare. E bine, se pare că până la urmă 4-1-4-1 va fi așezarea în teren. Rămâne să vedem dacă acest lucru se va confirma, cu Hoban închizător, iar în aceste condiții un cartonaș galben primit de Ovidiu Hoban are o cotă de 3,50 și cred eu că este un pariu interesant, un pariu pe care da. Pe marginea căruia merită să speculăm. De asemenea, sincer eu voi miza pe acest pariu, pentru că sună foarte bine. În afară acestui fapt, Hoban în anumite faze ale jocului este, în sfârșit, e depășit de situație, momente în care faultează și îl știm ca un om care încasează destule galbene. Ok, și dacă ne amintim de declarațiile de la reunirea lotului, Christoph Daum spunea în acele momente că România nu va juca de la egal la egal cu Polonia, că nu va intra în contre cu echipa adversă, că nu va juca pe contre și va ceda posesia, că ar fi posibil să cedeze posesia. E bine, în aceste condiții și având în vedere că întâlnim o echipă superioară valoric, pariul posesie România sub 48,5 are o cotă de 1,75. O cotă interesantă, zic eu, de luat în seamă. Nu uitați pariurile pe care vi le-am propus în zilele trecute. X la pauză, 1,96. De asemenea, varianta 0-0 la pauză era o cotă mare, 2 și ceva. Ce am mai găsit? Peste 8,5 cornere, o cotă de 1,56, minimum 5 cornere Polonia, asta s-ar putea să vă intereseze, o cotă de 1,85 și pronosticul pe care vi-l oferim, 2 fără remiză, mie îmi place această variantă, o cotă de 1,73. Sabin, ai un alt pronostic? Îmi place cel pe cornere, peste 5,5 cornere Polonia, pentru că va fi echipa... Nu, peste 4,5 cornere. Păi minimum 5 cornere Polonia. Sunt bani în iarbă. Va ataca Polonia și e posibil ca o bună parte din aceste cornere, 3-4, să fie acoperite încă din prima repriză. Ar fi interesant, e și o cotă generoasă, 1,85. În altă ordine de idei, să spunem lucrurilor pe nume, Polonia este echipa favorită. Prieteni, aștept mesajele voastre pe pagina noastră de Facebook, acolo unde ne puteți trimite pronosticuri, idei și așa mai departe, și întrebări, bineînțeles, dacă aveți. Trebuie să vă spun că în această lună, luna noiembrie, aveți 3 iPhone-uri 7 pe site-ul nostru pariuri1x2. E foarte simplu, trebuie să intrați pe site, pe pariuri1x2.ro. E adresa pariuri1x2.ro/iPhone. Și acolo veți găsi promoția asta cu 3 iPhone-uri 7. E foarte ușor să le câștigați. Trebuie doar să participați și se câștigă prin tragere la sorți. Condițiile sunt acolo pe site. Și nu în ultimă instanță, vreau să vă spun un lucru absolut nemaipomenit. Deja a avut un succes extraordinar. Astăzi am lansat pe site, pe pariuri1x2.ro,
podcastul nostru este primul episod, un fel de emisiune radio înregistrată pe care noi o postăm în fiecare săptămână. Este un material pe care nu-l veți găsi absolut nicăieri în altă parte și sunt niște idei pe care nu le-ați mai întâlnit până acum, niște lucruri absolut esențiale pentru orice parior, niște lucruri pe care nu s-a insistat vreodată și pe care le veți auzi în premieră pe site-ul nostru. Bun, mergem mai departe, atât despre România-Polonia, n-are rost să insistăm mai mult, am tot discutat toată săptămâna. Haideți să vedem care sunt celelalte partide din preliminariile campionatului mondial, zona Europa. Desigur, mă refer la partidele de vineri. Mâine, vineri, vom discuta despre partidele din zilele următoare. Deocamdată ne limităm la partidele de vineri. Sunt suficiente. În grupa noastră am un pronostic pe care nu l-am trecut și nu-l veți vedea notat aici pe micul ecran, și anume Danemarca-Kazakhstan. Nu marchează Kazakhstan o cotă de 1.52. M-am tot gândit la meciul ăsta. Sunt cote nefavorabile pentru unul solist, cote care nu sunt suficient atractive, spre exemplu 1.20 și 5 pentru victoria Danemarca. Danemarca o echipă care nu prea joacă cine știe ce fotbal și n-avea rost să vă propun o cotă de 1.25, dar 1.52 pentru Kazakhstan nu marchează, mi se pare un pariu bun. Ok, hai să vedem și meciurile pentru care avem înscrisuri pe micul ecran. Cehia-Norvegia 1x și cel puțin 2 goluri în meci, o cotă de 1.65. Vorbim aici de o Norvegia care s-a chinuit pe teren propriu cu San Marino. Ne aducem aminte meciul care a avut loc în urmă cu parcă o lună de zile, când norvegienii până în minutul 77 au fost la egalitate cu cei din San Marino, probabil cea mai slabă echipă a Europei. 1-1 era minutul 77, apoi au câștigat într-un final cu 4-1, dar Norvegia este cu siguranță o echipă foarte, foarte slabă în momentul de față. Nu că ar fi Cehia vreo mare echipă, dimpotrivă, Cehia și-a pierdut multe dintre vedete, are un lot incomparabil mai slab cu ceea ce știam în ultimii, să zicem, 20 de ani, însă cu siguranță Cehia este favorită și cu siguranță este un meci extrem, extrem de important pentru echipa gazdă. Cota asta de 1.65 zic eu că nu este foarte rea. Așa e, Sabin? Sau ai altă idee? Poate te gândești la un alt pronostic aici. Nu, e ok. 1X, varianta 1X combinată cu numărul de goluri, mai ales că ambele formații trebuie să forțeze. Stau foarte prost în grupă, cehii nici n-au marcat, norvegienii au doar 3 puncte. Cehii, am spus noi zilele trecute, da, n-au marcat niciun gol până acum, în 3 meciuri niciun gol. Da, bine, au avut și partida cu Germania, dar cu Azerbaijan nimeni nu a înțeles ce au jucat cehii acolo. E supărare mare în Cehia. De altfel, au fost lăsați în afara lotului o mulțime de jucători care încă mai puteau fi convocați. E și greu să nu fie supărare mare, pentru că dacă te gândești, după ce ai avut ani de zile, zeci de ani, o primă reprezentativă puternică, în momentul în care lucrurile merg spre tranziție, cum ni s-a întâmplat și nouă, e foarte greu de înțeles această tranziție, e foarte greu de acceptat. Jumătate din lotul cehilor este din campionatul intern, unul cam la nivelul celui din România, poate ceva mai cinstit, dar în rest nimic e și din comun. În mod normal, eu cred că e partidă de X asta, nu-i văd pe cehi câștigând meciul, dar vor fi goluri. În sfârșit, un meci foarte, foarte complicat pentru ambele naționale. Sincer, norvegienii par a avea un plus de, nu știu, de vitalitate în acest moment față de cehi. Sunt înghețați cehii într-o stare din care nu pot să iasă. Creșteri de cote pe ambele variante, și pe 1 și pe 2. Îngrijorător e că pe UE pe 1, că era varianta la care, logică, la care ne-am fi gândit cu toții. Da, este în topicul deschis pe pagina noastră de Facebook, acolo unde telespectatorii noștri pot posta diferite pronosticuri. Unul dintre telespectatori ne spune că ar paria pe un scor corect 1-1 oricând în meci, dar nu știe casa de pariuri, nu știu dacă mai este această variantă de pariere, dar uite, e un pronostic care îmi place foarte mult. Eu îl văd 2-0 Cehia. O să vedem. Oricum, să ne iasă pariu, asta e important, exact, pariu de bază. Exact. Mergem la Malta-Slovenia. Malta, o echipă care teoretic n-ar putea să pună foarte mari probleme, dar nici Slovenia nu este vreo super echipă, nu vorbim de o formație într-o mare formă, însă Malta este o formație care cu siguranță se va apăra. Eu așa văd partida și așa mă aștept să decurgă locurile. O victorie chinuită a slovenilor în Malta.
alta. Acum, dacă luai doi soliști, să vedem 1-24. Asta ne împiedica să jucăm simplu un 2 solist, pentru că e pariul de bun simț. Însă, combinându-l, iată, am obținut o variantă mai bună. Da, în astfel de partide contează foarte mult prima repriză. În cazul în care Slovenia a reușit să se desprindă repede și să marcheze, știu, 1-2 goluri în prima repriză, lucrurile s-ar putea complica, dar în mod normal 2 și 0-3 goluri, cunoscându-o pe Malta destul de bine, cred că e un pariu foarte bun. Malta s-a speriat rău după primul meci, a început extrem de prost, 1-5 acasă cu Scoția, după care și-a venit oarecum în fire și a început să trateze meciurile ceva mai prudent din punct de vedere defensiv, pierzând cu 2-0 întâlnirile cu Anglia în deplasare, ceea ce e mare lucru pentru Malta. Da, a fost un meci în care Anglia, deși a avut posesie, a avut ocazii, faze de poartă, nu au fost foarte multe ocazii de gol, în schimb. Malta a știut să înghețe foarte bine acest și joc. Și tot cu 2-0 a pierdut în Lituania, tot pe aceeași organizare defensivă bună. Pe final de meci în acea partidă, da. Probabil că lucrurile nu vor sta diferit, foarte diferit nici în această partidă. Mergem la Anglia-Scoția. Un meci la care v-am ales un pariu gol în ambele reprize, o cotă de 1.75. Îmi place această cotă, îmi place ideea de a vedea goluri în ambele reprize și nu e deloc imposibil. Însă, pariul pe care l-am căutat și l-am găsit abia acum seara era cel pe cartonașe. Minimum 5 cartonașe, adică peste 4.5 cartonașe, o cotă de 1.84. Care din astea ți-ar părea mai bun, Sabine, sau poate ai tu un alt pronostic? Nu, ambele sunt pariuri bune. Este o rivalitate acolo, e adâncită și de această nebunie cu Brexit-ul. Scoțienii cer tot felul de lucruri, sunt supărați pe englezi. Bine, ei sunt supărați întotdeauna pe englezi, dar acum supărați, nu prea le-a mers cu Anglia. Au doar 4 victorii în ultimii 30 de ani. Da, și mai trebuie menționat un aspect. Anglia are 32 de meciuri jucate în preliminarele campionatului mondial și european fără înfrângere. Deci 32, știi ce spuneam noi, că e echipă de preliminari, uite, se confirmă și statistic. Am primul 11 al Angliei, dacă te ajută, dacă... Hai să vedem neapărat, că eu detest Anglia din răsputeri. Da. Ok, Hart, Walker, Stones, Cahill și Rose, stânga de fund, Henderson și Dyer la mijloc, Sterling, Rooney și Lallana în spatele lui Sturridge, dar în ceea ce îl privește pe Sturridge ar fi o mică problemă. În continuare se încearcă. S-ar încerca varianta Kane, doar că vârful lui Tottenham este abia intrat după o accidentare și există această frică că s-ar putea rupe într-un meci foarte important. Da. Cam astea sunt datele întâlnirii Anglia-Scoția. Probabil că măcar unul din cele două pariuri va fi câștigător. Sperăm noi amândouă. Mergem la San Marino-Germania, o întâlnire la care nu putem comenta foarte multe lucruri, doar că Germania în ultima vreme pare a nu mai fi echipa care joacă până minutul 90. Pare a nu mai fi echipa care forțează și joacă cu intensitatea aceea care a făcut-o celebră pe întreg parcursul celor 90 de minute. Și aici aș da exemplu întâlnirea cu Kosovo, parcă de anul trecut, când la pauză a fost 1-0 pentru Germania. E adevărat, s-a terminat vreo 7-0, dar 1-0 la pariuri la pauză era deja destul de îngrijorător. Oricum, diferență mare între cele două. Am ales un handicap care să ne dea o cotă cât de cât decentă, tocmai în ideea asta că ne e frică de Germania să nu facă vreo... vreo chestie deosebită proastă. 2 cu handicap minus 5.5, adică victorie 6, de la 6 goluri diferență în sus pentru Germania, o cotă de 1.55. Franța-Suedia, 2-4 goluri, dacă stăm bine să ne gândim aici pe undeva ar trebui, adică n-aș vedea un 1-0 sau un 0-0, dar n-aș vedea niciun scor din acela fluviu. Ce părere ai, Sabin? Da, sunt câteva schimbări pe care Deschamps vrea să le opereze în garnitura de start. Presa franceză de astăzi era oarecum nemulțumită de faptul că nici măcar pentru un meci cu Suedia, în care evident se vor lovi de o defensivă bine organizată, Deschamps nu forțează, dar pe ultima 100 de metri pare tentat să facă o serie de schimbări. Evident va intra Giroud în locul lui Gameiro, Giroud un jucător cu... înaltul jucător cu asta cutare. Asta vreau să te întreb. Da. E Giroud într-o formă deosebită? Pentru că m-am uitat pe site-urile de pariuri și sunt multe dintre acestea care dau gol marca Giroud. E vârful împins de această dată. În spate vor fi Sissoko, Griezmann și Payet.
Deci Giroud din postura sa, vârf împins în mijlocul defensivei suedeze. Probabil casele de pariuri consideră că vârful lui Arsenal ar putea marca pe o fază fixă, mai greu pe o fază de poartă, știu eu, cu mingea jos, dar uite, Camiro e pe bancă. Nu cred că se pune problema învingătoare, dar Suedia va da o replică serioasă. Eu cred că acest pariu 2-4 goluri acoperă cam orice variantă de scor, inclusiv o surpriză. Atenție, deși Franța este într-un moment bun, vine după succesul din Olanda, e genul de meci în care s-ar putea întâmpla orice. De altfel, Suedia, bine, nu a avut meciuri chiar atât de grele Suedia, dar în momentul de față, în grupa A, Suedia și Franța sunt pe primele două poziții, ceea ce spune anumite lucruri. Da. Bun, mergem la întâlnirea dintre Irlanda de Nord și Azerbaidjan. Eu am spus aici ambele marchează. Mă tentează acest pariu pentru că este și cota foarte mare, 2,55. În mod normal, e un pariu mai puțin indicat vorbind de două formații care nu se descurcă foarte bine cu mingea. Ne aducem aminte de dubla cu Irlanda de Nord pe care tricolorii au avut-o în preliminarele campionatului european. Ne aducem aminte de faptul că irlandezii ne-au lăsat o impresie destul de modestă în acea dublă, dar zic eu că micuții și dibacii jucători din Azerbaidjan ar putea forța în această partidă, măcar prin marcarea unui gol, având în vedere că în acest moment ocupă locul 2 în grupă sub Germania. Germania are 9 puncte, după aia urmează Azerbaidjan cu 7 puncte, după care urmează Irlanda de Nord cu 4 puncte. Practic, în momentul ăsta, Azerbaidjan are o situație nemaipomenită. Adevărat, a marcat numai 2 goluri până acum, nu e o super forță, dar, zic eu, gol marcat Azerbaidjan sau ambele marchează, merită încercat. Și mai avem două pariuri, Armenia-Muntenegru. 2 fără remiză, am mai discutat de această întâlnire în zilele precedente. Eu continui să cred că Muntenegru va profita de startul bun din această campanie, lider în grupa noastră, și ar putea cel puțin să nu piardă în Armenia. Speculăm pentru o cotă de 1,48, nu foarte atractivă, dar sunt convins că Muntenegru nu va pierde în Armenia și la egal avem bani înapoi. Nu în ultimul rând, România-Polonia, X2 și 2+, plus, o cotă de 1,85, adică Polonia nu pierde, se marchează cel puțin 2 goluri. E cota prea bună ca să nu încercăm să scoatem ceva din această dispută. Cam atât momentan, trebuie să ne grăbim puțin și să discutăm și despre celelalte ponturi, pentru că mai sunt partide interesante care se joacă în partide de fotbal care se joacă mâine. Haideți să vedem care sunt acestea. Desigur, nu o să trecem în vedere chiar toate partidele care se joacă mâine. Sabin, hai să ne uităm un pic la SUA-Mexic. Ți se pare că ar putea fi un meci spectaculos? Ambele marchează și mexicanii, marchează doar americanii sau nu marchează? Cum vezi partida? Dacă ar fi să fie o partidă sau o confruntare tradițională Statele Unite-Mexic, ar trebui să fie 1x și cel puțin 2 goluri în meci, pentru că acesta este știu, aspectul transmis de statistică. Dar e primul meci al acestei grupe finale, acestei runde finale din preliminarele central și nord-americane, da? Și ambele naționale ar putea forța, pentru că orice s-ar întâmpla acolo, până la urmă Statele Unite și Mexic vor fi la campionatul mondial. Ambele marchează, e un pariu absolut normal. Ok, avem și două partide amicale. Japonia-Oman, spunem noi, victorie Japonia la cel puțin 2 goluri diferență, o cotă de 1,62. Și Coreea de Sud-Canada, gazdele, marchează cel puțin 2 goluri, o cotă de 1,52. Liers-Saint-Gilloise, știi ceva de meciul ăsta, Sabin? Da, e o partidă în tradiția ligii secunde din Belgia și în general a fotbalului belgian. Liers este echipa favorită teoretic, pentru că are anumită tradiție în spate, dar orice se poate întâmpla acolo, mai ales că din acest sezon Liga a doua belgiană s-a restrâns foarte mult, iar bătălia pentru promovare este extrem de dură. Nimic nu trebuie menajat acolo, nu se pot menaja echipele, pentru că nu e timp de recuperat puncte. Ok, și un pont propus de asemenea propus de redacția pariuri192.ro, Alain cu banii IAS, 1 solist, o cotă de 1,50. Da.
Mă abțin. Mă abțin și eu, foarte bine facem. Cu siguranță. O știi ce o știi cel care ne-a propus pontul ăsta. Eu l-am inclus că sunt băiat de treabă, dăm fiecăruia o șansă. Habar n-am cine sunt ala ei și cu banii azi. Deci ieri am avut ponturi de Liga Campionilor la fotbal feminin, a mai fost și un pont din Arabia Saudită, ponturi foarte bune, am avut 5 din 6 corecte pe fotbal, fără a include aici, evident, meciurile din preliminarele sud-americane. Dar care hai să le spunem oamenilor de ce avem încredere, pentru că noi avem în gând spate o redacție extrem de puternică la pariuri12.ro, cu siguranță unică în domeniul pariurilor, site-urilor de pariuri în momentul ăsta, site-urilor care vorbesc despre pariuri, pentru că pariuri12 doar încearcă să ofere pronosticuri. E bine, cu siguranță, ca și redacție, suntem numărul 1 în România în momentul ăsta, pentru că avem niște oameni extrem, extrem de valoroși și acolo, care ne oferă niște chestii extrem de consistente. Bun, avem o cotă de 8, prieteni, am un bilet de cotă 8 pe care o să vi-l prezint un pic mai târziu, dar până atunci haideți să ne aruncăm o privire către celelalte sporturi. Vreau să facem o scurtă trecere prin campionatul nord-american de basket. Bun, campionatul nord-american de basket ne propune o serie de partide interesante și aș enumera aici întâlnirea dintre Denver Nuggets și Golden State Warriors, la care avem două pronosticuri. Pentru început, Draymond Green de la Golden State Warriors să marcheze cel puțin 9,5 puncte, o cotă de 1,85, și de asemenea varianta 2 solist, în care Golden State se impune, o cotă de 1,40, o cotă ceva mai micuță. Încă un pronostic, mai avem varianta în care oaspeții se impun la cel puțin 6 puncte diferență, o cotă de 1,75. Sacramento Kings, LA Lakers, DeMarcus Cousins de la Sacramento să înscrie cel puțin 27 de puncte, o cotă de 1,80, și Milwaukee Bucks cu New Orleans Pelicans 1,55. De asemenea, la o cotă de 1,52 puteți încerca și Miami Heat cu Chicago Bulls peste 194,5 puncte. Haideți să vedem cele două bilete acum, cel de cotă aproape 2 și cel de cotă aproape 8. E bine, ne-am obișnuit cu biletele astea de cotă 2, dar am zis că, fiind preliminarii, putem încerca și ceva mai consistent. Biletul de cotă aproape 2, e 1,95, este format din următoarele partide. X2 la Polonia, la România-Polonia, adică Polonia nu pierde, România nu câștigă, o cotă de 1,39, și San Marino-Germania, cel puțin 6 goluri în meci, o cotă de 1,40. Înmulțim cotele astea două și obținem 1,95, aproape 2, așa cum încercăm noi în fiecare zi. Unor e mai mult, iată de data asta un pic mai puțin de 2. Și un bilet de cotă 8. Haideți să vi-l spun, o să vi-l citesc doar, nu apare și pe micul ecran. Danemarca-Kazakhstan, nu marchează oaspeții, am discutat puțin mai devreme, 1,52. Cehia-Norvegia, 1x și cel puțin 2 goluri în meci, o cotă de 1,65. Germania câștigă la cel puțin 6 goluri în San Marino, o cotă de 1,55. Și mai avem două partide, Franța-Suedia, 2-4 goluri, respectiv Polonia marchează în România, o cotă de 1,35. În final obținem cota 8. Sper să ne iasă, puteți încerca un sistem, să cereți din ele. Cam asta a fost emisiunea. Sabin, îți mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Seară bună și baftă la pariuri. Același lucru vă spun și eu, prieteni. Ne revedem mâine seară. Până atunci, toate cele bune. Baftă la pariuri.